Maidan, zi stăpânii străzilor. Se întâmplă în capitală unde câinii comunitari au fost dintotdeauna o problemă aparent fără rezolvare. Deși pașnici la prima vedere, câinii sunt adevărate fiare care stau la pândă gata să atace în orice moment. Părerile oamenilor sunt împărțite. Unii îi hrănesc și chiar îi plimbă, în timp ce alții o colesc cu frică. Câinii sunt omniprezenți, hărțuiesc trecătorul, însă bunătatea unora îi determină să-i adăpostească în curți și chiar în scări de bloc. Când asta nu se întâmplă, câinii mai descurcăreți își găsesc culcuș cald în parcările hipermarketurilor. Legea solicită cetățenilor cu sufletul mare să-și asume responsabilitatea întreținerii și creșterii unui maidanez. În caz contrar, aceștia vor fi nevoiți să plătească statului o taxă între 50 și 100 de roni. Taxa se percepe persoanelor care, deși hrănesc câinii și împiedică autoritățile să-i ducă la adăposturi, refuză să plătească costurile sterilizării. În capitală, numărul câinilor este de aproximativ 20.000. Un simplu calcul ar aduce la bugetul de stat peste 2 milioane de roni.